La noapte cerul va fi variabil, cu norări temporare în nordul și centrul țării, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. În zonele joase, de relief, în special din sud și sud-est, spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime se vor situa în general între 2 și 12 grade Celsius. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8-9 grade Celsius, mai scăzută în zona preorășenească până în jurul valorii de 5 grade Celsius. Mâine vremea se va menține caldă în sudul și sud-estul țării, dar în restul teritoriului se va răci ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și nordul Munteniei, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Vântul va avea intensificări cu precădere în sud-vest, centru și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. În București, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade Celsius. La munte, cerul va fi temporar noros, izolat va ploua slab, iar în nordul Carpaților Oriental, la peste 1800 de metri, trecător vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va avea intensificări temporare, iar în zona înaltă, mai ales a Carpaților Meridionali, va sufla tare. Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de intervalul anterior.